Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Dacă vi s-a părut că ieri am uitat să vorbim despre Dimitrie Basarabov, n-am uitat. Dar am preferat să vorbim în sâmbătă aceasta, deși prăznuim astăzi și pe sfinții muceniști Terentie, Neonilia și fiii lor, Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vila și Efnichie. Dar vreau să ne întoarcem neapărat la Basarabov, acolo unde Dimitrie, un păstor de vite până la urmă, își nevoiește viața, se retrage din viața aceasta cotidiană a satului său și în pustietate capătă sfințenie, se topește în sfințenie. Și la umflarea apelor lomului, după moartea sa la multă vreme, două pietre din peștere se desprind și moaștele lui luminează până departe. Un grup de boieri valahi se apropie de loc și încearcă să poarte cu sine dinspre Basarab, spre Valahia, spre prin Cernavodă, moaștele Sfântului, dar nu se lasă dus. Iar la Rusia, acolo unde lângă o fântână se oprește carul, nu mai continuă drumul și atunci oamenii înțeleg că Sfântul își dorește să fie înapoi în Basarab, adus în Basarab. Acolo voievodul român construiește o biserică în care moaștele lui sunt aduse spre închinare și abia înspre sfârșitul războiului, ce a fost între 1769-1774, când generalul Petru Saltykov trece Dunărea și cucerește zona, moaștele lui sunt aduse spre București la cererea unui om extrem de credincios, Hagi Dimitrie, care îi spune că măcar atât să rămână în urma jefuirilor și masacrelor care au trecut peste țară. Semnul acesta al iubirii. Atunci Sfântul Dimitrie vine în mijlocul Bucureștilor și de atunci păzește de pe colina Bucuriei cu bucurie toate încercările noastre și toate nevoințele noastre. N-am uitat de el ieri, dar am ținut să fie o zi dedicată și lui Nestor și apoi lui Dimitrie Basarabov, acest sfânt care străbate istoria alături de noi. Să ne înțelegem, cu el viața românilor e mai aproape de sfințenie. Mâine este o nouă zi.